Pentru început aș spune că sunt tânără în formare, pentru că principiul cel mai mare pe care merg eu în viață este că niciodată nu-i târziu să învățăm și în fiecare zi aflăm ceva nou, chiar și despre obiectul pe care noi îl cunoaștem cel mai mult. Deci ce fac la momentul de față, încerc să mă implic în cât mai multe activități, încerc să țin vara ocupată, să nu observ zilele care stau acasă și mă plictisesc. Îmi place foarte mult să citesc, nu-mi place să privesc filme, pentru că consider că filmele îți dau o idee fixă după care să te conduci, în timp ce cărțile îți dezvoltă imaginația, pentru că tu trebuie să te gândești de fapt ce se întâmplă. Și la firea mea sunt o persoană foarte rațională, adică pun mai mult accent pe faptele raționale decât pe cele emoționale. Iar mixul dintre rațiune, emoții, curiozitate și un pic de nebunie o condus-o pe Liliana Cerchez către aventura adolescenței sale în Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost elevă pentru un an de zile în cadrul programului Flex. E o istorie foarte amuzantă, deci am aplicat la asta pur și simplu online, adică nu știam nici ce e Flex, nici ce presupune, nici unde se duce, nimic de genul ăsta. Am aplicat pe la început de august, aș spune, și la început de septembrie îmi vine pe e-mail confirmare că trebuie pe data asta să vin la Chișinău, să fac prima etapă și eu, Flex, ce e asta Flex? Când am aplicat eu pentru Flex? Și nu mi-aminteam și asta. După aia, când am venit în Chișinău, nu puteam găsi liceul la care eu trebuie să fac asta. Și nu-l găsesc, mă duc acasă. Și în timp ce mergeam spre rutieră să mă duc acasă, eu văd foarte mulți copii la un liceu. Spun, uite, nu știu ce e asta, poate e Flex, poate nu, dar des mă uit. Și eram acolo și am întârziat dacă nu puteam găsi locul. Și îi strigă pe nume persoana care trebuie să intre. Și nu m-am ajuns acolo să văd și îi strigă numele meu. Și așa, să aici. Când am fost anunțată că plec în America, pentru început nu venea să cred, după aia mă gândeam, ok, American Dream, tot o să fie școală mare, mulți elevi, o să fie dulăpioare ca în filme, adică eu așteptam exact ceea ce e în filme și cărți, nimic altceva, așteptam o familie care o să mă duc peste tot și o să fie toată atenția în mine. Și chiar dacă nu a fost așa, tot ceea ce s-a întâmplat a fost în favoarea mea. Adică școala mea a fost o școală privată, a fost total diferit de ce așteptam, era foarte mică, toți se cunoșteau unii între alții. Familia era, noi eram patru copii în familie, deci atenția nu era toată în mine. Deci așteptările mele în mare parte n-au fost ceea ce așteptam, dar asta a fost spre binele meu. Așa s-a întâmplat ca Liliana să ajungă pe holurile liceului Barry School din Maryland, iar pentru un an de zile să-și creeze propria versiune a ceea ce înseamnă visul american. A fost impresionată de tot ce s-a întâmplat acolo, dar în special i-a plăcut libertatea. Prin libertate nu am în vedere faptul că faci ce vrei, cum vrei și cu cine vrei, dar faptul că ei îți dau dreptul de a alege. Eu mi-am ales clasele mele, deci eu am avut numai 3 clase strict obligatorii. Am avut chimie, matematică și engleză cu istoria și geografie împreună. Pe lângă asta am avut clase opționale, am avut 2 perioade libere în fiecare zi și am avut clase opționale de gen imaginile digitale, ceramica, luptele marțiale, adică ceva ce într-adevăr mie mi-e interesant, nu ceva ce trebuie să fac asta pentru notă și nu o să țin minte peste o lună. Relațiile profesor-elev. Nu erau profesori-elev, dar erau prieteni-prieteni mai mult. Adică ei mereu știau să vină cu vorbă dulce, tu dacă te duceai și spuneai mă doare capul, n-avea să fie de gen de ce te doare pe tine capul? Ei s-ar fi străduit, măcar cu o vorbă dulce, cu ceva să te aline cumva. Adică mult mai calde relațiile dintre oameni. Deci erau foarte multe activități extrașcolare. Activitatea mea preferată era Clubul Națiunilor Unite, Modelul Națiunilor Unite. Și am încercat să o aduc și acasă. Am deschis propriul meu club, unde timp de 2 luni voi antrena coordonatori care mai târziu, după 2 luni, își vor face propria echipă în școală. Și vom avea 2 competiții în acest an, în care ei vor trebui să încerce să câștige titlul de cel mai bun delegat. Eu am câștigat acest titlu la sfârșit, în luna mai, adică era pentru mine o experiență minunată când l-am câștigat. Era foarte bine pentru mine când am început asta. Eu n-am vrut să încep, eu am fost introdus în acest club automat, pentru că student de schimb, student străin. După aia eu singur l-am ales să-l continuu, adică îți dezvoltă atât capacitățile de a gândi critic, de a vorbi, îți dezvoltă alt vocabular, alt fel să vezi lumea. Adică sunt probleme mondiale, nu e doar o problemă apei în Moldova, spre exemplu. Probleme mondiale de care tuturor ar trebui să lipesă. Pe lângă școală, Liliana a avut în acest timp și o nouă familie, prin care a descoperit o nouă cultură, sau mai bine zis, un nou mix de culturi.
Deci familia în care eram eu nu era o familie tipic americană, eram într-o familie afro-americană. Și asta a fost foarte, foarte neașteptat, pentru că din toți cei cu care am vorbit, nimeni nu a avut familie afro-americană înainte. Și adică de la început eram, nu știu, tradițiile lor nu sunt americane, adică pur americane. Ei nu fac tot asta, dar în același timp asta mi-a arătat două lucruri diferite, pentru că făceam atât lucrurile americane, cât și cele parțial africane. Adică ei aveau tradițiile lor, aveau ziua recunoștinței într-un fel a lor, pe care o celebrau diferit, aveau tradiții diferite, mâncare pe care trebuiau să o facă într-o zi specială sau ceva de genul. Și deci a fost foarte interesant și chiar când ieșeam cu toți membrii familiei lor, adică cu prieteni, cu verișori, asta tot era foarte interesant. A venit acasă cu un bagaj de optimism și multe lecții învățate, așa încât ne-a povestit că, dacă ar putea, ar aduce multe lucruri din state și le-ar implementa la Orhei. Spre exemplu, zâmbetele. Adică chiar dacă toți cred că americanii sunt, cum s-ar spune, fățarnici, că se uită la tine și zâmbesc pur și simplu, asta nu e corect, într-adevăr zâmbesc din suflet și nu contează ce probleme au ei acasă, nu contează toate astea, contează doar faptul că ei vor să zâmbească. Și chiar dacă pentru tine ceva e rău, tu doar vezi un zâmbet și te motivează pe tine să zâmbești și tu. Și asta nu costă nimic. Și de la un mic zâmbet vin mai multe. Dacă tu zâmbești, tu o să ai o atitudine mai bună față de lumea din jur. Tu o să fii motivat să faci lucruri mai bune, încât să-i faci pe alții să zâmbească. Și de aici pornești totul treptat. Totul începe de la un zâmbet. Așa, dacă să întoarcem moneda invers, nu știu, de exemplu, crezi că moldovenii ar putea să învețe ceva de americani? Responsabilitatea. Ei nu sunt foarte... Adică nu vreau să spun despre tot. Asta e despre toți. Asta e ceva ce am observat numai la câțiva. Adică ei pot spune că fac și eu să fac asta, dar puțin mai târziu. Sau, spre exemplu, îți spun ne vedem la 3 și tu îi suni la 4 și ups, scuze, eu am uitat că azi la 3, credeam că mâine la 3. S-au avut foarte multe promisiuni așa în gol, care de fapt ți le promit, dar niciodată nu se întâmple. În timp ce moldovenii, din părerea mea, sunt puțin mai responsabili. Adică dacă eu știu că am spus că fac asta, eu știu că trebuie să fac asta. Da, da. Și Liliana a trebuit să treacă exercițiul de a explica americanilor unde se află micuța țară în formă de struguraș pe harta lumii și de a dezminți cunoscutele stereotipuri că moldovenii ar vorbi doar rusa sau că în Moldova nu există electricitate. Și încercam să fac de fiecare dată când aveam ocazia să fac cât mai multe prezentări despre țara mea. Am învățat oamenii să danseze horă, lor le-au plăcut foarte mult. Le făceam mâncare tradițională și apropo eu spus că mâncarea noastră e mult mai bună decât a lor, pentru că e mult mai sănătoasă. Experiența americană i-a dat aripi Lilianei să gândească în termeni de schimbare și impact, să-și dorească mai mult pentru țara ei și să facă din locul numit acasă un spațiu propice pentru dezvoltarea oricăror inițiative. Suntem acum o etapă unde avem atâtea oportunități încât eu nu cred că le-am avut și o să le avem atât de multe. Și trebuie să luăm fiecare oportunitate, chiar dacă nu e în domeniul nostru, chiar dacă nu ne place asta, trebuie să încercăm. Și dacă încercăm, noi o să vedem că este ceva special. Și dacă am încercat eu, neapărat cineva o să fie care o să spună, uite, ea a fost, eu tot vreau să încerc asta. Poate pe dânsa asta o schimbată, poate pe dânsa nu asta o schimbată. Și o să vrei să încerci și chiar trebuie schimbată puțin metoda de a gândi, că nu poți face nimic. Și asta se schimbă pur și simplu prin atitudinea unui om față de altul. Adică dacă mergem pe stradă și vedem că cineva a aruncat ceva, noi nu trebuie pur și simplu să mergem, asta n-am aruncat eu. Consider că dacă eu aș începe pe urmă, altă persoană ar începe, tot așa creștem puțin, pe zi ce treci, crește numărul populației care face ceva bine. Vă încurajez să încercați să vă atingeți limitele și să înțelegeți că limitele nu există. Și mereu să aspirați către ceva nou, să citiți cât mai multe cărți și să participați în proiecte, pentru că asta e ceea ce cu adevărat ne face diferiți și în același timp ne face aceeași pe toți.